Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, ne bucurăm să fim aici la Radio Vocea Evangheliei București împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumim că ne urmăriți. Suntem la emisiunea Actualitatea în obiectiv. Partea a doua a ediției în care am discutat cu un invitat special al meu și al dumneavoastră, Costel Pârnău, despre noua sa carte despre povestea de viață, în ediția de astăzi vom continua dialogul în platou. Ne bucurăm că este continuare cu noi și Costel, îți mulțumim încă o dată pentru disponibilitatea aceasta de a împărtăși cu noi, cred, lucruri sensibile, grele. Povestai că nu e ușor să vorbești de acele traume din trecut Însă, uh, ele pot fi o sursă de inspirație pentru mulți astăzi, care suntem, slavă Domnului, oameni normali, întregi, suntem, avem toate capacitățile și uh, uneori nu realizăm că trebuie să trăim o viață sau vieți dedicate 100% lui Dumnezeu. Și uh, asta a sensibilizat mult mesajul tău că suferința, neputința, uh, toate pot fi învinse, depășite cu ajutorul Domnului, transformate da, nu-i să fie numai să facem față suferinței trebuie să și transformăm în biruință de unde știu asta din viața Mântuitorului, al Lui Iisus Hristos a făcut față suferinței crucii, da, după care a transformat toată această suferință în biruință pentru mine, pentru tine, pentru întreg neamul omenesc deci când citesc în Evanghelia după Ioan capitolul 14, mă, că așa, mă tremură, mă tulbură în sensul bun. Ce mă duc să vă pregătesc un loc. Păi nu e gata, Doamne. Nu, păi ai învins moartea, ai suferit, ai răbdat de foame. Nu, 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 mă duc și mă pregătesc un Mă înalț, mă duc să vă pregătesc un loc. După ce totul este gata, mă întorc după voi. Atunci, da, este suferința. După ce o învingi o transformă în biruință și apoi în evoluție, în progres. Nu rămânem la stadiul acela. Ne facem un pas. Pentru că am observat, în, atât din viața mea, din viața celor apropiați și din Biblie, am trei categorii de oameni. Unii care nu se angajează să facă față suferinței, din, din capul locului, nu pot, nu știu, încep cu negația. Uh, ben Hadad. Vine prorocul și spune, uh, îi, uh, îi trimite Ben Hadad lui uh, Ahab mesajul, dăm soția, dăm copii, dăm aurul din templu, dacă nu mâine pe vremea asta vin și ți le iau, totul va fi al meu. Și când vin bătrâni cetăți și zice, ce i-ai spus? Păi, uite ce mi a spus ben Hada. Și n-am zis că nu îi le dau. Da, s-a angajat să îi le dea. Dar stai un pic că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Așa? Deci el nu se angajează? Da, ți le dau, dar nu se pune pe genunchi. Nu mai am nimic la de uman cu care să fac față. Nu mai am resurse financiare. Nu mai am relații. Nu mai am resurse materiale. Dar mai am o resursă. Mă așez pe genunchi. N-ai genunchi buni, cum nu am eu. Nu am genunchi, da? stau în dar stric către Dumnezeu. Da? O altă categorie, reușesc să fac față suferinței. Poporul lui Dumnezeu a trecut prin pustie, dar până la urmă am învins suferința da? și lipsurile, dar s-a oprit în fața porții cananului. Este atât de trist și de dureros pentru natura, pentru ființa umană, să, să, să treci printr-o suferință, o îndurorabs, dar nu transformi în birui. Te oprești acolo. Vezi doar porțile cananului, crenelurile întorci înapoi în pustie. Cealaltă categorie care e mai puțină sunt cei care își transformă suferința în glorie, în succes, în biruință. Da, da. Adică m-aș folosi și de un exemplu uman. Am fost și eu student. Da. sufăr emoțional sau sufletește, cum se spune, că nu știu, nu am luat o notă mai mare și am luat un 5 sau un 6, da? și imaginea mea socială are de suferit. Și cum mă întorc eu acasă, când o să mă întrebe colegii, prietenii, cu câte ai luat, cu câte puncte, dar de ce nu mai atât? Ce o să fac eu? Cred că mai mare e spaima asta. Întrebările celorlalți, de ce nu ai luat, cu câte ai luat, dar numai cu atât, așa? Și este suferința acolo, nu? Da? Păi ce faci cu ea? O lași să te dărâme? Mă duc, mai revizuiesc materia. Mai, oricum am învățat până atunci, da? Și mai lansez un atac spun o rugăciune și mă mai duc o dată la că mai am șansa unui examen. Atunci am cresc nota. Fac ceva cu suferința. Nu ne fie frică de ea. Să considerăm ca pe binecuvântare care este spre transformarea, spre dezvoltarea noastră. Aseară la lansarea cărții m-a întrebat cineva în timp ce dădeam acolo niște semnături pe cărți. Zice, și cum să ne cunoaștem pe noi? Pusesem eu în discursul meu. Uh, a, o, o spun ție și ascultătorilor tăi, cum i-am spus și doamnei respective. Nu ne putem cunoaște decât numai în mijlocul luptelor. Numai atunci când contextul acționează asupra noastră. Când nimic nu ne amenință, parcă avem impresia că suntem îngereași pe pământ. Dar ea să vezi în trafic. Ai răbdare, spui cuvinte necuvincioase, ești un pic mai tolerant în anumite situații. De ce te comporți așa? De ce strigi așa? De ce critici? De ce jignești? Forța contextului care acționează asupra noastră, ce scoate din noi? Lucruri bune sau lucruri rele? Aici, aici ne putem vedea, aici ne putem cunoaște, aici ne putem face scăzămintele, plusuri, minusuri, de opa, de ce am reacționat, de ce am zis așa? Nu este politicos, Doamne iartă-mă, ajută-mă să mă înțeleg. Repet, când stai într-o zonă de confort, nu se întâmplă nimic. Nu există nici progres, nu există este doar siguranță, dar progres și evoluție. Costelă, da, te ascultam așa cu atenție și totuși trebuie să să facem și asta, pentru că poate unii ar spune, a, e ușor a vorbi și spuneai, dar până nu treci până prin focul cu torul aprins, nu poți să testezi nici credința, nici nu se poate forma caracterul. Aș vrea, așa, câteva cuvinte, în câteva fraze scurte, câteva aspecte din memoria ta, să punctezi niște momente grele, momente pe care tu le-ai depășit. Spuneam și în prima parte: mărturia ta este online, e poate fi ascultată, văzută. De asemenea, cartea poate fi o resursă. Însă, poate pentru cei care acum ne ascultă, ar conta foarte mult dacă, nu știu, ai selectat ceva din uh, istoria ta de viață, din uh, momentele critice ale vieții, cum uh, uh, ai fost ridicat de Dumnezeu, că nimeni nu-ți mai dădea nicio șansă. Da. Am să apuc așa de undeva, dar poate că merită să amintesc pentru cei care vă ascultă și nu. dar cum, cum s-a întâmplat. În 1993, pe 23 august, aveam 17 ani. Era o zi de duminică, o zi frumoasă, călduroasă, de vară. Parcă nimic nu prevestea ceea ce urma să se întâmple. Am ieșit din acel apartament pe care îl primisem după Revoluție, da, atunci a fost un pic așa un vânt al libertății, a deacii. Dumnezeu l-a pe la mine. Am putut să am o casă, o apă la robinet, o lumină. Până alte atunci, condiții mergeam în cimitir, smulgeam lumânări de pe morminte, să am lumină în cămăruța aceea unde m-aș am. Am ieșit din acel apartament, am alergat spre stația de tramvai, am ajuns în stație, am pus piciorul drept pe prima treaptă, apoi stângul pe cea de-a doua treaptă, m-am prins cu mâna de bară, să mă trag în interior, da? În acel moment tramvaiul a pornit brusc de pe loc, mi-a prins mâna între garnituri. Garniturile, ușa, uh, tramvaiul m-a trântit pe asfalt, picioarele a lovit bordura, bordura mi-a împins corpul sub roți. În acel moment am auzit un trosnet, oasele au trosnit, am simțit cum viața se scurge și înainte să plec din lumea asta, fiind convins, și conștient că mor, nu am cum să scap, cât eram târât de acel tramvai, atât am mai apucat să stric, Doamne, Este unul dintre momentele grele ale vieții mele, Mor și o mor nemântuit. Am avut așa un regret existențialist că plec de lumea asta și n-am apucat să închei legământ. Am avut așa un sentiment al eșecului, al suferinței îndurate, fără a mă bucura parcă că, 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 că trăiesc. Am spus, în momentul acela, Doamne, sunt atât de tânăr și eu sunt nemântuit, și lumina vieții s-a stins, cortina s-a tras. Am deschis ochii. A doua zi, pe seara, pe un de spital. Am deschis ochii și am zis, Doamne, dar ieri am încercat să mă urc într-un tramvai, am simțit că ceva m-a lovit, și acum sunt aici, o jumătate de trup. Ce s-a întâmplat? În momentele acelea, laudă-l pe Dumnezeu. N-am putut și nu mi-am găsit cuvintele și puterea să spun ce fericire am pe Isus, asta mă face, vezi ce am ne spus? Nu. Ce întrebări. De ce? Pentru ce? Ce s-a întâmplat? Cine este de Dacă părinții nu se despărțeau, dacă nu mă dădea la casă de copii, nu arungeam într-un oraș cu tramvai, dacă și dacă și dacă, ce o să fac eu? Pe unde o să trăiesc? Voi mai avea familie? Voi mai avea copii? N-am nici buletin, n-am -am nimic, Doamne, cum este posibil să aibă loc schilodirea fizică? Că până acum am fost schilodit, nu știu, emoțional, afectiv. Da, Uh, prieteni, cunoștințe, frați care mă cunoșteau, mai vizitau și îmi spuneau nu mai ai cum să reușești. Frank în față. Cum o să te descurci tu doar cu o mână? Noi ăștia care avem mâini și picioare de bea ne descurcăm. Am o dată, a venit mama în vizită la spital și un medic pe coridor i-a spus ar fi fost mai bine să fi murit. Copilul acesta va fi un om nefericit. O să rămâneți cu el pe cap, citez. Dumneavoastră veți îmbătrâni, el va crește, va fi mai solid, va fi mai nervos și va arunca după dumneavoastră cu tot ce va apuca. Sigur, când auzeam asemenea expresii, spuneam, Doamne, oară, chiar așa să fie. Apoi, în alt moment greu, sunt acasă, în acel apartament primit, sărăcăcios, gol, pustiu, fără televizor, fără telefon, fără aer condiționat, nu erau ventilatoare. Nimic, 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 nimic. Fără uh, dispozitive medicale cu care să ajung la toaletă, nimic. Deci era extrem de greu. Apoi intervențiile chirurgicale pe care trebuia să le mai fac. Zic, doamne, iar să-mi taie din os, iar să-mi deschidă pe bontul, ciontul acolo. Iar nu pot să umblu. Și ce folos să mă taie, să mă anestezeze și tot nu pot să umblu până când. Dar momentul cel mai greu a fost, a fost greu, dar după aceea s-a transformat într-un moment miraculos, care m-a salvat și m-a adus până aici. În zori unei dimineți ne mai pot îndrăbda suferința, așteptarea. Deja trecuse peste doi ani de suferință. Când se termină? De ce? Voi mai avea familie? De unde voi umbla? N-aveam somn. Zi de zi eram invadat de gânduri. Ajunsesem la obsesii. Tristețea parcă se căsătorise cu mine. Depresia pe care o duceam pe picioare citeam din Evanghelie, citeam din Psalm, citeam din Cartea Proverbelor, mă rugam lui Dumnezeu ca să se schimbe ceva, dar nu se schimba nimic. Primeam vești, ne rugăm pentru tine. S-a trimis bilețele până și în care în pe la Reșița. A, ah, știu, frate, da, primim spuneam, frate. I am primit bilețele, îmi spuneam. I-am zis, Doamne, dar se roagă pentru mine, oameni, cu lumânări, fără lumânări, fiecare în limba și în religia lui și nu se întâmplă nimic. Ce se întâmplă? Nimic nu se schimbă parcă Dumnezeu rămăsese impasibil. Cel mai greu, Daniel, și dragi ascultători, este momentul zero al ființei umane, când ai sentimentul real, cerul când te tace, când te-a părăsit, nu oameni, că nu e atât de greu, dar când Dumnezeu te-a părăsit, cerul este de aramă și nu răspunde și faci orice manevră și nu se întâmplă nimic, este cea mai cruntă suferință. Cea mai cruntă suferință. Și zici, de ce? Oh, dacă aș ști cum spunea eu, dacă aș ști de ce sufăr. Da? Și zic: Ce se întâmplă, Doamne? Ai ceva împotriva mea? Arată-mi ca să știu, să-mi îndrept gândirea, mm -hmm. ca să-mi răspunzi. Dar Dumnezeu nu tace intenționat. El este acolo. Așteaptă. De El de ce? Și în dimineața aceea, șaptele îngerilor neputinței mei mi-a dat mintea. N-am mai putut să duc și să rabd viața până atunci și îmi spunea: Uite cum arăți. Ia Ia-ți viața și scapi. Cui trebuie un om fără o mână și două picioare? Cine crezi că o să te mai ia? Când o să te dezbraci de haine și o să vadă un trup ciuntit, o să fugă de... rupe pământul. la cele șapte, într-un mod real, două, trei dimineața era ceasul. Am început să le dau crezare, m-am înspăimântat și am spus, nu, nu, eu nu pot să gândesc așa. M-am târât pe cărucior, am dus spre fereastra apartamentului greu am prins cu mâna de colț meu, de draperie, să tracă cărucior, pentru că ai două mâini, nu merge unde vrei tu. Am deschis fereastra și am început să plâng și să strică Te Dumnezeu, Doamne, nu mai mi este teamă. Las limbajul de lemn și filozofic, o religios deoparte. Am venit, da, e tata Dumnezeu, tu Dumnezeu Sfânt Mare. Nu, nu mai vreau. Limbajul acela bisericesc, aici sunt, cu pieptul dezgolit, cu mintea și cu inima, înaintea ta stau. Lacrimile curgeau. Doamne, dacă aș putea, aș ieși afară, dar nu pot. De asta am deschis-o să știu că rugăciunile mele ajung direct la tine. Ce ai împotriva mea? De ce nu faci o minune? De ce nu intervii să faci ceva cu viața mea? Nu mai pot îndura. Nu mai pot aștepta ziua de mâine. Vezi bine că mă uit la ceas, e ora 12 ziua. Când se face seara? Când vine seara, mă întreb, când se face dimineața? Că nu mai pot. Nu mai am răbdare, nu -am, n am ce să fac. În nebunesc. Ce se întâmplă, Dumnezeule? Fă ceva. Fă oh, o minune, vorbește -mi. În moment dat, de unde mi-au apărut câteva întrebări? M Am spus-o și aseară la lansare. Să judece oameni aici. Vrei? Și eram singur în cameră pe cărucior, ceamul deschis. Vrei să fac o minune? Doamne, da, de aceea sunt aici. Ce? Mi-a cerut două lucruri care m-au revoltat. Să mă iert, să mă accept, să iubesc și să-i iert pe cei care mi-au făcut rău. În momentul acela am căutat frâna de la cărucior, zic, mă duc în pat și nu mai vreau să știu de acest Dumnezeu. Eu am crezut că El va veni într-un susur blând la mine. Aveam și eu niște noțiuni, niște povești din scriptură și de la bisericilor. Da? Și acum mie nu-mi se potrivesc. Zic, nu, 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 nu. De mâine nu mai are să există lumea Ce să mai. Dar e clar, pentru mine s-au epuizat toate. Și în timp ce mă deta spre pat din nou, aud în mintea mea întrebarea. Crezi că acel conducător de tramvai a vrut să treacă intenționat? N-am mai avut răspuns. Mi-am plecat capul jos, umerii sau relaxat și am zis, Doamne, nu. Am simțit prin Duhul Sfânt efectele versetului din Roman, capitolul 5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre. Când eu m-am revoltat și am spus, Doamne, Tu îmi cer să iubesc, n-am avut modele n-am avut repere, îmi spune poezia Tălharul, uh, în întâlnirea aceea fa fabuloasă între Tălhar și uh, uh, Înger. Voia să intre în rai și Îngerul nu-l lasă. Și Tălharul îi spune, o putere, un balaur, rând brânci, să beau, să prăd. Vai, destul vorbi stăjerul, locul tău e acolo neat. Dar înainte de asta el spune că la altare n-am dus jertfă nicio mierlă de când n-am știut de rugăciune, n-am avut nimic sfânt, n-am avut repere, n-am avut modele, bătut, plimbat în stânga, în dreapta, n am trăit într-un mediu cât de cât sănătos, na? să știu ce este iertarea, iubirea, învăța Nu, numai la foc automat am, 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 am trăit. Și, Doamne, Tu îmi lucruri pe care nu le-am avut? Atunci Dumnezeu a zis, da, ceilalți au fost neputincioși. Am trimis oameni la tine și nu și-au făcut treaba. Eu vin într-un mod personal, într-un mod invizibil, pe care mai inima și mintea o simte. Au trimis oameni credincioși la mine și mi-au zis, tu nu mai ai nicio șansă au trimis pe alții de pe mări și țări. Au trezit dimineața, am în pijamale, iată, un alt moment greu. Pijamale albastre, cu dungi, n-am să somnoros. Domnul ne a trimis să facem o facere de, o binefacere. Nu a lăsat niște bănuți pe colțul și o plângeam, mă așa, de la bont în sus. Și dar n-am nevoie de bani, oameni buni, dar nu asta îmi doresc, nu am ce să fac cu ei. Vreau să umblu, vreau să merg, vreau să mă integrez în viața socială. Adică, eu vreau mere sunt ai pere. Gata, au bifat înaintea Domnului, face bine și au plecat. S-a tistovit acolo, zic, Doamne, de ce? Și în momentul ăsta Dumnezeu a venit personal. Ok. În am înțeles de ce a tăcut Dumnezeu? Inima mea era blocată, nu puteam ierta, nu puteam accepta, puteam iubi. Printre lacrimi, Doamne, să ieși și pe părinții care au spus, care te de aici? Da. Pe cel care a tăcut cu tramvau și a zis, să zică mersi că i am lăsat mâna dreaptă. Iată, un alt moment greu. Sora mea mi-a trimis mesajul. Deci am vrut să morc în tramvai și a deschis ușa. I-a spus, bă, tu ești fratele, să-i să spui să zică mersi că am lăsat mâna dreaptă. Doamne, și pe el. Da. Și atunci a fost, a avut loc eliberarea, dârnirea cu puterea lui Dumnezeu. De atunci am dormit și continui să dorm cum n-am mai dormit decât sub efectul anestezii. A fost renașterea. Atunci, nu mai, de atunci mă mai consider un om fără mână și două picioare. Sunt fericit. Nu lipsește decât omul ăștia -o, o picioare, dar am pe Dumnezeu și n-am murit nici de foame și nici de sete. Atunci când soția mea, uh, am puține luni în prieteni, eram pe cărucior. Acum nu spun ce mi-a fost greu, acum, după întâlnirea cu Dumnezeu, spun adevărata de minuni care au țușnit la suprafață, pentru că trebuia iertarea, trebuia iubirea, trebuia acceptul în interior. Tot era blocat și Dumnezeu nu. Dacă nu mă crede cineva, uitați-vă în Scriptura, când acel tată vine înaintea lui Isus, da, Isus era pe munte și coboară și copilul se zbătea într-o criză de epilepsie, muncit de demon și spune, dacă poți face ceva. Și Isus nu intervine, copilul se zbate și Isus cu durere îl întreabă, zice, tu zici dacă pot. Și atunci ce zice tatăl? O, Doamne, iartă-mi necredința mea. Întâi trebuie să ne vindecăm de lucrurile acestea. Apoi Dumnezeu începe. Dar nu ne ceartă Dumnezeu. Nu ne condamnă. Da? Și apoi începe lucrul cu noi, minunea. Și soția mea avea parte de multe critici, din partea familiei, a colegilor ei. Fată, eu eram ăla, te-ai pus mintea cu ăla și eram pe cărucior. Nu eram pe proteze. Merg. Vrei să te căsătorești cu o aia Dacă e copii ca el, trebuie să-l care în spate toată viața ta, să-l iei pe cărucior, să-l pui, să-l pui pe pas, să-l duci. Și a, a reușit, prin puterea pe care am invocat-o, să spună a lui Dumnezeu, unei întregi mm. lumi, nu? Și mi-a spus, da, vreau pe costă. Dar n-are o mână, stă o picioare, stă pe cărucioară. Da. Și iată că împreună îl avem. Pe David de 24 de ani. Mulțumesc. Alexandru de 18 ani acuși. Mulțumesc. Mulțumesc. Și noi nici sunt mai, uh, uh, mai frumos și mai înalți decât, uh, decât noi, nu arată că ne fizic, dar Dumnezeu mi-a dat harul, mi-a dat puterea să, să ia pe amândoi pe o jumătate de mână și cu dinți, să le schimb scutecele. Mai ales la cel mare, pe vremea aceea nu era. Nu, ce este acum. Uh, să mă târi cu el pe jos, să-i duc în camera cealaltă, să stau, să-i pun biberonul în gură, să-l schimb, pentru că soția trebuia să meargă la serviciu. Chiar dacă legea mi interzice să stau cu copiii mii, prezint un pericol. Dar nici nu îmi dă o sumă, zic de scurcete. Da. Eh, N-am mai ținut cont de ce a spus cezal, că a fost o necesitate. Și m-am bucurat și mi a fost greu. M-am bucurat că m-a scăpat Dumnezeu. Când mi-a adus, mi trupul la viață, toți care mi-au mi luat resturile dintre roți și mi-au pus pe piept, m-au pus pe bancheta unei dacii, șapte kilometri în capătul celălalt al orașului, într-o dacie. Au spus, nu mai are cum să scape. S-au certat între ei, nu mai scapă. Când am ajuns la urgență, nimeni n-a vrut să pună mâna pe mine. O să uitau, toate cadrele medicale au coborât să vadă grozăvia. La un moment dat apare un om. Repede în sala de operație, domnule doctor, dar repede. Și apoi am avut dialog cu el. Colegii mei n-au mai vrut să pună mâna pe tine. Dialog l-am întrebat eu cu durere. De ce nu mi-a salvat măcar piciorul drept? Mi-a zis, nu s-a putut. Inima urma să mai bată o singură dată. Colegii n-au mai vrut să pună mâna pe tine. Lipseau fragmente din trup. Eu în dimineața aceea nu trebuia să fac de gardă. Dar atât de mult a insistat un coleg să-l înlocuiesc. Aveam pe masă de operație un pacient. Eu am sperat că poate, cu o mână tăiam, operam, curățam și în speranța zice, am operat așa, nu știu, de ce nu știu ce putere am avut ca și cum s-ar stânge lumina în încăpere și face așa la nimereală lucrurile. Da? Poate, poate îți poți salva viața. Și zici, nu am înțeles. Doamne, ce har. Ați ce înțeles bine, altfel. Tare, că trăiesc. Și aș vrea să închei cu o întâmplare petrecută undeva în America. Mămică și-a echipat băiețelul de 5 ani o cu pălăriuță pe cap să meargă la biserică. Dums spre biserică un uragan, îl ia pe sus pe băiețel, îl smulge din mâna mamei lui, îl, îl trântește la câteva străzi distanță, mama îl caută, recuperează dintre tărmături, scutură de praf, băiețelul bine, sănătos. La un moment dat se uită și vede că nu are pălăriuța. Își ridică privirea cu mânie spre cer și întreabă, Doamne, dar a avut ce o pălăriuță? Ei, viață bună. Când ne scapă Dumnezeu din ce ne scapă, mai avem timp pentru lucruri de nimic nesemnificative? Chiar așa? Eu ți-am iertat 10.000 de talanți și tu nu ierți 100 de lei? Valoarea unei 100 de lei? Nu se poate să ne drept. Am zis, Doamne, că am scăpat cu viață și am, am, închis ochii convins conștient că voi muri, nu mai am. Când am cum să scap? Când am auzit oasele cum au trăsit și viața se scurge și trupul devine moale. Zic, gata, Doamne, ce regret. Și acum trăiesc. <gângă> M-am întâlnit atunci, în dimineața aceea cu tine. Astăzi, Daniel. Și dragi telespectatori, vă spun cu mâna pe inimă, nu mai permit să spun, vai, ce viață. Nu mai permit să spun că viața e grea. Pentru că l-aș ofensa pe Dumnezeu. La început Dumnezeu m-a înțeles. Dar cum dacă aș îndrăzni să exprim frazele acestea, Dumnezeu s-ar uita la mine cu durere și mi-a spune Copilul meu, ai 30 de ani de când ai o mână și două picioare. Mai 17 ani ai avut picioare. N-ai murit nici de foame, nici de sete. Te-am dus în atâtea locuri. Acum îi spui că viața e grea. Nu pot să-l mai am pe Dumnezeu. Viața e frumoasă. Este darul lui Dumnezeu. El ne-a dat viața aceasta ca să facem conexiunea cu viața veșnică. Și în momentul când spunem, vai ce viață, of, oh, mai când oftăm, Oare nu testăm inima lui Dumnezeu? De ce am ajuns să vedem tot ce negativ și rău? Și nu încercăm să vedem cum a văzut Isus mai părțile bune. Da. Uh... Și spunând acum, citeam cu atâta dorință și cu ochii în lacrimi în momentele de suferință și pe cărucior. eu, capitolul 11. Dar și ce nu citeam? De un verset ce îți vei aduce aminte de suferințele tale ca de niște ape care s-au scurs. Te vei culca liniște și nimeni... Nu, nu, nu citeți. <laughs> citeți de memorie că mi am rămas. Da? Te vei culca liniște și nimeni nu, va, te tulbura somnul. Doamne, când se vor întâmpla lucrurile acestea? Este un text spiritual, literar, cum să-l înțeleg? Ei, dar un pic mai sus zice, tu îndreaptă-ți inima, spre mâinile, inima spre Dumnezeu și îndepărtează-te de fără de lege. Și apoi urmează ce Dacă nu facem întâi cerința asta, dar noi vrem numai să vină ziua să dormim liniștiți, astăzi da, le cunosc și au slavă lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ele, că noi asta invocăm aici. Mi-aduc aminte de acele suferințe ca de niște pe care s-au scurs. Dar împreună cu Dumnezeu, când ai luat, așa aliat, când ai urcat în carul lui de piruință, ajungi. Iar în apa botezului, când am încheiat legământ, nu în mă cu nici nu mai știu câți ani, parcă în legământ de viață cu el, mi -am lăsat protezele la garderobă. Frații au rămas jumătate de trup în apă. Cel care era cu mine în brațe tremura. Lasă-mă, lasă-mă, că m-am ajuns la în fundul bazinului și până aici ne am ajuns în apă. A fost pentru mine un moment extraordinar. Sunt în legământ. Sunt al Domnului. Dar nu i-am celui lui Dumnezeu mâna și picioare. Nu de asta am nevoie. Trebuie să așa. Vreau să știu că sunt mântuit. Vreau să știu că fac voia lui Dumnezeu. Mai bine așa cu Hristos decât cu mâna și cu picioare fără Hristos. Amin. O poveste frumoasă și grea. Acum eu îți mulțumesc mult pentru că ai avut puterea aceasta și tăria să retrăiești. Sunt clipe experiențele tale. Însă cred eu că asta va ajuta mult și pe telespectatori și pe ascultătorii noștri și pe noi toți. De altfel să înțelegem cu atât mai mult că Dumnezeul nostru merită toată lauda și închinarea și viața, așa cum spuneai, merită trăită. Este darul lui și e adevărat că nu avem toate răspunsurile la întrebările vieții, dar ceea ce trebuie să știm, Dumnezeu ne descoperă și e frumos că Dumnezeu e cel care transformă imposibilul în posibil. Te-a binecuvântat Dumnezeu și chiar. Uh, îl laudăm pe Domnul pentru că ai așa, iată, o mărturie frumoasă, poți inspira pe mulți alții în generația noastră și uh, cred că Dumnezeu se folosește de mărturia ta și pentru a atinge și alte inimi și pentru a ajuta și pe alții exact ceea ce spuneai, să ierte, să-și uh, vindece rănile trecutului, să-și uh, rezolve aspectele acestea, traumele emoționale. Nu mai avem timp în emisiunea noastră, însă poate cu altă ocazie merită să ne povestești cum ai reușit să, să ierți acele uh, perioade în care tu ai crescut într-un mediu în care n-ai fost iubit, apreciat, n-ai fost respectat. Și apoi am închis dosarul, m-a considerat procurorul, ăla, cum ai zis, cu delir mistic, zic nu. Și am povestit așa un mare, zic nu nu voi obține. Dai șanse. Dar uh -huh. el poartă aproape toată vina, responsabilitatea Ține mai. Și tu l-ai iertat. Da. Mai fost îndemnat de, de frățiu și așa, dar mai deschide, nu mai de nu. nu. Dumnezeu spune. Ți-am iertat păcatele, greșelile, le-am aruncat în marea uitării și am pus o, panca, o pancardă în mijloc, pescuitul interzis. Nu mă mai duc la pescuit, gata. <laughs> pescuitul interzis. Costel, suntem pe final de emisiune, îți mulțumim încă o dată și, și rog așa, un mesaj de final pentru ascultători, pentru cei care ne-au urmărit, încurajăm încă o dată să caute, să-și achiziționeze cartea ta, acolo vor găsi mai multe detalii, însă așa un gând de la inimă către inimile ascultătorilor, în primul rând, mă văd nevoit în sensul bun. Asta mi-e în minte acum. Să reproduc cuvintele lui Iisus Hristos adresate ucenicilor și nouă după potrivă. În lume veți avea necazul, dar îndrăzniți. Îndrăzniți. Teama care o lăsăm să se cuibărească în mintea în sufletul nostru ne paralizează voința ne, ne determină să ne abatem de la planurile noastre, fire sociale, pământești, de la planurile lui Dumnezeu. Ne uh, determină să ne justificăm, să ne schimbăm, să căutăm responsabili, să nu ne asumăm nimic. Da? În schimb, nu lucrurile uh, uh, sunt grele, noi nu avem curaj, noi nu avem curaj pentru că a dispărut în, în crederea și îndrăzneala și lucrurile ni se par grele. Chiar dacă nu am o mână și două picioare de 30 de ani, am reluat cursurile la liceul teologic pentru din Timișoara, 5 ani de liceu, făceam cursuri, puneam grese, puneam faianță, mă întorceam acasă. După care bacalaureatul, apoi la facultate, apoi la master, apoi în slujire, în lucrare, în formări, îmi pun protezele în fiecare zi, zilnic trebuie să car 10 kg după mine, mă refer la proteze, să le dau viață, să le țin în echilibru, în balanță, să mă uit la... înainte la suprafața terenului să văd ce este acolo, da? se poate, iubiți Domnului, să-ți atingi obiectivele, dorințele, dezideratele. Nu lăsați ca teama să vă ia în stăpânire, pentru că moartea ne omoară o singură dată, dar teama în fiecare zi ne, 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 omoară puțin câte puțin. Viața este frumoasă, ne-a dat Dumnezeu și o putem păstra frumoasă. Suntem chemați să evoluăm, să progresăm, nu să stagnăm, nu să îngropăm talentul. Mergeți cu Dumnezeu, mergeți cu toate resursele pe care Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână, înainte și să vă îndepliniți ceea ce vă doriți. Poate unor treabă merge mai greu, dar merge, altor mai repede, dar merge. Însă nu renunțați niciodată. Dacă aș fi renunțat și eu, astăzi nu mai era aici. Dacă ar fi renunțat și Isus Hristos, da, astăzi nu am mai fi fost mântuit. În loc de teamă, să te punem îndrăzneală. Și mie de multe ori îmi tremură picioarele, mi se moaie picioarele de al oțel, tigile de oțel, îmi bate inima, îmi crește cum îmi spune, ritmul cardiac și simt așa o reacție fizologică, Zic, Doamne, te putere să mă duc în fața autorității, te putere să intru în birou. Mi-e teamă, dacă mă respinge, dacă zice vreo două. Da? Deci nu. Nu sunt eu stânca Gibraltarului, dar atunci îmi fac prezența lui Dumnezeu, când resursa mea sim uh, simt că a scăzut. Nu vă opriți, continuați-vă. Drumul vieții, obiectivele vieții, trăiți frumos, căutați partea frumoasă, în viață, în lume, în oameni și mai puțin lucrurile negative. Doamne, ajută. Costel, pe îți mulțumim pentru uh, prezența în uh, emisiune și pentru disponibilitatea de a, de a uh, dialoga cu noi, de a împărtăși cu ascultătorii noștri din povestea ta de viață. Îți dorim multă binecuvântare în tot ceea ce faci. Uh, har, uh, inspirație, poate și la treia carte să reușești să, cu Domnul să îndeplinești Dacă Dumnezeu obiectiv, va voi, că... uneori ne împotrivim, dar tot ne împinge ușor, așa și discret Dumnezeu de la spate. Da. da. Tot ne spune, hai că se poate, hai merge. Slavă Domnului! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne-am bucurat să îl avem alături de noi pe Costel Pârnău, cu o experiență, o poveste de viață extraordinară în care vedem mâna lui Dumnezeu, mâna tot puternică, o mână salvatoare, o mână binefăcătoare, o mână care l-a ajutat și l-a trecut prin cele mai grele momente ale vieții, biruitor, triumfător. Limita este cer, o carte care merită citită, lecturată, achiziționați-o, căutați-o în librării, o găsiți și vă veți bucura de un material frumos în care îl veți găsi pe Dumnezeu cel atotputernic. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, fiți sănătoși!